pe mămica Clary. Am născut-o pe 10 august, chiar de ziua mea. Natural, e dorința mea de la început, de când am aflat că sunt însărcinată. Și ea a ținut cont de dorința mea și a venit pe cale naturală. Chiar dacă ea nu era întoarsă cu 2 săptămâni înainte de naștere. A ținut, mă țin așa în suspans, dar până la urmă am reușit ceea ce ne-am dorit. Am ales nașterea naturală pentru că e, nu știu, un sentiment unic pe care îl trăiești. Chiar dacă nu e simplu, sunt dureri, e o experiență nouă, mai ales fiind și la primul copil, nu prea știam cum o să decurgă lucrurile și totul a fost destul de ok. Mai ales că există susținere din partea medicului, din partea colaboratorilor respectiv asistente și cine mai e alături, echipa medicală, ceea ce contează foarte mult pentru psihicul unei mămici și mai ales în momentul acela când există multă durere și există și încurajare. Nașterea a decurs destul de ok. O să încep cu toată povestea, în sensul că eu am avut contracții de vreo 3 nopți, aveam 3 nopți nedormite, nu erau la intervale destul de mici și ieri dimineață m-am simțit cam epuizată, am sunat-o pe doamna doctor Kacikovski, care era la centru de la Moara de Foc, am mers la dumneai ei și m-a văzut și mi-a spus că trebuie să merg neapărat la spital, că urmează să nasc, aveam o dilatație de 8. A sunat la spital, a anunțat toată echipa, de când am intrat pe ușă la recepție, toată lumea m-a întâmpinat cu sufletul la gură să merg cât mai repede, pentru că na, se putea întâmpla pe traseu minunea. Și am făcut rapid testul antigen, am urcat, m-am schimbat, m-au ajutat doamnele, m-am mers în sala de naștere, am mai avut parte de o perfuzie cu oxitocină ca să grăbim un pic situația. Și la 1 și 5 minute a venit pe lume Clara, care e un copil de 2,910 kg, 52 de centimetri, totul a decurs normal și firesc. O experiență destul de plăcută, să ții bebelușul în brațe după cele 9 luni, în care comunici cu ea doar așa, stând cu mâna pe burtică, povestindu-i chestii, și mai simt o mică împlinită. În primul rând ei și echipei medicale care a contribuit foarte mult la acest lucru, cu atât mai mult cu cât eu sunt o persoană care sunt foarte reticentă când merg într-un spital sau când interacționez cu medicii. Aveam așa o fobie, dar echipa medicală și ambienta și cadrul din spitalul Arcadia m-a făcut să-mi schimb părerea și să mă simt destul de bine și de comod. O să le transmit celor care mi-au fost alături, respectiv doamnei doctor și echipei medicale, mulțumiri din tot sufletul. Pentru mine a contat foarte mult suportul pe care mi l-au acordat și profesionalismul de care au dat parte în experiența mea. Am ales Arcadia pentru serviciile pe care eu le-am mai avut de-a lungul timpului. N-am avut intervenții, dar au fost, nu știu, mici problemuțe care au trebuit rezolvate. Pentru profesionalism, pentru faptul că este alt mediu decât ți-l oferă un spital de stat și te simți relaxată când vii în Arcadia. Te simți totul diferit, toată lumea îți zâmbește, toată lumea te tratează bine, ceea ce contează pentru psihicul unui pacient. Perioada de spitalizare a decurs într-un mod plăcut și m-am simțit destul de comod, ca și cum aș fi la mine acasă, toată lumea a fost atentă la nevoile mele și sunt foarte mulțumită și dacă o să vină și al doilea bebe, că trebuie să aducem și o surioară sau un frățior să nu se simte singur, cu siguranță voi apela la serviciile Arcadia. Să încercem. Pentru că recuperarea este foarte ușoară, eu n-am avut nicio problemă după, pentru că altfel e contactul cu bebelușul, adică te simți diferit.
Și pentru că, din păcate, zilele noastre lumea a recurs la cezariană. Și să nu uităm că bunicile, străbunicile nășteau natural, nu erau atât de asistate cum sunt acum. Fiecare unde se întâmpla, acolo se producea minunea. Și o experiență unică. Nu e simplă, dar merită. Mi-a fost teamă de procedeu în sine, pentru că era o experiență nouă. Dar în același timp am avut încurajări din partea echipei și faptul că ieri când am intrat în spital toată lumea a fost, mi-a oferit disponibilitate și s-au comportat cu mine într-un mod plăcut și cu atât mai mult cu cât oamenii deja știau că pentru mine e o zi specială din două puncte de vedere, pentru că e ziua mea de naștere și pentru că în aceeași zi urmează să aduc pe lume un copil. Lucrurile astea m-au ajutat foarte mult și n-am mai avut timp să mă gândesc foarte mult la actul în sine, adică ce urma să mi se întâmple, ci doar m-am bucurat că oamenii îmi sunt alături și că o să depășesc cu brio nașterea naturală, care nu e chiar simplă, dar merită. Astăzi chiar mă gândeam, vorbeam cu colega mea de rezervă. Ea e la al doilea copil și face cezariană și îmi spunea că sunt curajoasă că am încercat și că recuperarea e mult mai ușoară și lucrurile vor decurge normal și firesc. O să-i povestesc fiicii mele toată experiența mea din zilele anterioare nașterii și din timpul nașterii și am să o încurajez să ia cele mai bune decizii, la fel cum le-am luat și eu. În primul rând, să aleagă un spital și un loc unde să se simtă bine și confortabil, unde să aibă încredere în medici, în echipa medicală, pentru că lucrurile astea contează foarte mult. Mai ales în momentele în care ai oarecare sensibilitate în timpul sarcinii, pentru psihicul nostru al femeilor, atenția este prioritară. Și atunci am să o încurajez să aleagă și ea cum a ales mama ei.